Bun găsit, dragi prieteni, la această nouă ediție a emisiunii Împreună pentru Natură la Canal 33 România. Sunt Paul Gaborilescu și sunt gazda voastră răgușită de astăzi și o să vă conduc, o să vă pilotez așa, într-un fel, într-un subiect pe care vi-l propun spre atenție și vi-l propun cu atenție spre atenție pentru că este foarte, foarte important nu că ar fi unele subiecte mai importante și unele nu, dar dacă sunteți părinți sau dacă sunteți copii cuiva bănesc așa să ajuns pe aici, atunci probabil ar trebui să, să ciuliți un pic urechile. Împreună cu invitata mea din această seară, respectiv cu Ozana Giușcă. Bună seara, Ozana, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit! Noi vă tot zicem la mulți ani acum, da, până trece ianuarie, vă tot zicem la mulți ani. La mulți ani, dragii mei! La mulți ani, Ozana! La mulți ani! Um, o, să, o să discutăm puțin despre rădăcini um, Orice an are o rădăcină nu -i? așa? Acum abia am trecut de rădăcina anului ăsta Am tras de sforă ca la motofieră strău și a început să merg anul um, Cine a fost vreodată când a fost mai frig afară Nu știu, poate ați mai prins vremea când mai îngheța apa la 0 grade uh, A văzut că la 0 grade apa are ceea ce se numește un punct triplu da? Adică la 0 grade este și în stare de vapor, și în stare de solidă, de gheață, și în stare lichidă, de apă. Așa știa să facă la 0 grade. Bine, ozana este în această perioadă într-un astfel de punct triplu al existenței ei, și anume este un punct în care are o atitudine specială față de rădăcinile ei. Are un punct în care viața ei este înfloritoare, pot să spun, și are un punct în care are proiecte de viitor. Și acum, din punct de vedere al naturii, nu ne depărtăm de natură, o să vedeți, o să mă apuc să o întreb. Din motive de voce, eu o să o întreb mai puțin, o să răspundă mai mult. Ozana. Aș vrea să începem, într-o ordine cronologică. Tatăl tău, Lucian Giușcă a plecat spre niște lumi mai altfel decât aici, de, de scurtă vreme. Condoleanțe și, pare de rău, și toată simpatia pentru, pentru cel pe care l-am cunoscut și care e ceva mie mi-a plăcut foarte mult să, să, să l cunosc. Spunem spunem despre el și natura. Tata este pescar, este vânător, este, cred, cel mai îndrăgit pescar al românilor, de până acum și cred că vreodată. Și a petrecut viața în natură, în mod special în Delta Dunării, pentru că combina foarte mult pescuitul cu vânătoarea și cu un șpriț și cu o distracție și cu prietenii. Și am uh, amintiri foarte, foarte frumoase când uh, împușca, mergeam cu bărcile pe niște canale prin delta Dunării, el împușca uh, rațele, și după aceea mergeam cu o altă barcă uh, și le adunam din apă. Eu aveam jobul meu, era cu măcănitoarea. Aveam ceva care făceam, apăsam pe el și făcea ca prațele și le chemam ca să fie îmbătaia puștii. Acum, pentru just for the record, <laughs> pentru informare, să știți că există ceea ce se numește un fond de vânătoare, un fond energetic și există o, o normă de recolte, mi se pare că se cheamă. Asta înseamnă că din fiecare specie care trăiește într-un anumit areal, într-o zonă, în România, de exemplu, Uh, trebuie, să împușcați pentru a fi ținută populația sub control și oamenii în siguranță, pentru că așa e lanțul ăsta trofic, așa cum îl vedem astăzi. Noi suntem acolo unde noi suntem cei care trebuie să ne ținem în siguranță. Uh, trebuie împușcați nu știu câți urși, uh, nu știu câte vulpi, nu știu câte păsări și așa mai departe. Adică dacă vreodată vă zice cineva, știi, am fost la vânătoare, să nu aruncați direct cu roșii în televizor să-i spuneți uh, bapea, ci să înțelegeți că este un act pe care cineva trebuie să-l facă și atunci cei care se ocupă de vânătoare, în primul rând, îi îngrijesc foarte mult vânatul și da, până la urmă trebuie să se ocupe și de controlul numeric al lui. Știi ce vina tata pe lângă uh, vulpi și uh, alte animale? Avea rat, uh, rație de ciori. La nu știu câți porumbei sau rațe sau ce vâna el, trebuia să vânezi un număr de ciori. Era obligatoriu pentru cei care aveau permisul de armă la momentul respectiv. Și mi-aduc aminte că vâna ciori, cu care nu făcea nimic, doar ca să, să nu mai fie atât de multe ciori. Uh, da, și unii fac asta cu câini și așa mai departe, și mie unul mi se pare tare ciudat că eu, dacă am o muscă în casă, mă duc mă chinui un sfert de oră și o dau afară. Dar, uh, da, lumea extrauterină nu funcționează neapărat după regulile astea de apartament, să zic așa. Uh, Spuneam, el a, Lui a plăcut foarte mult să pescuiască El ce-a făcut în afara Faptului că era un bun Pescar și un pasionat pescar Nu știu ce înseamnă un pescar bun sau unul mai puțin bun Dar știu că era super pasionat de asta Ce-a făcut concret, ce-a făcut pentru alți pescari? Uh, deci, pescar bun Prinzi mai mult <laughs> Simplu Și știi ce, când, cum Cu ce să prinzi, la ce adâncime Cum să pui momeala, ca să prinzi Mai mult Uh, fiind pasionat de pescuit uh, De pe vremurile de dinainte De revoluție uh, ah, Și fiind uh, campion de tir Campion european uh, La pistol viteză Mergea foarte mult uh, în afară, la olimpiade Și aducea din afară De, de câte ori pleca în uh, cantonamente Și la olimpiade Aducea diverse scule de pescuit Ace, plute, ce putea Să bage prin buzunare Ca să nu arate la prea mult la avion, pe care le vindea în consignație. Cumpăra pungi mari cu ace multe și punguțe mici. După aceea acasă, împreună cu mama, luau și numărau câte 10, câte 20, și puneau în punguțe și le vindeau prin consignație. Acea, așa s-a pus baza firmei Gipo Pescar, firmă care a început cu un magazin în drumul taberei, la subsolul, la parterul unui bloc. Și unde era acolo, după colț, așa, uh, și care a devenit uh, cea mai mare firmă de vânzări de scule de pescuit, importatorul numărul unu, distribuitor în toată țara, de scule de pescuit produse prin uh, China, prin India, prin Taiwan, plus uh, Italia și alte branduri, branduri cunoscute, branduri mai puțin cunoscute. Uh, a ajuns cotă de piață 50% pe scule de pescuit și pe alte outdoor uh, products, inclusiv uh, o, masă, un scaun, o mă știu. masă, camping, da, de camping, de um, activități outdoor, inclusiv schiuri, de care m-am ocupat eu pentru că eu sunt Firma mai există? Firma a fost împreună cu un partener, cu un prieten de al lui înființată și erau jumătate. jumătate. În ultimii ani ai firmei sau nu s-au mai înțeles? Eu am fost advisor, vânzătorul firmei, mă rog, cel care s-a ocupat de a găsi clienți pentru cumpărare, și a fost vândută unui fond de investiții. Fond de investiții care înțeleg că nu s-au ocupat, nu, nu aveau. Nu are cum uh, să ocupe vreodată vreun fond de investiții da. ca cel care din pasiune a făcut o întreprindere, o organizație. Nu aveau pasiunea lui Tata, deși Tata s-a implicat cu ei în primul an de după ce a predat firma. Și înțeleg că de foarte curând, cei care au fost angajați ai firmei, au, erau 100 și ceva de angajați, la momentul respectiv era mult, au preluat brandul. Și chiar anul trecut s-a întâmplat lucrul ăsta, și tata a fost foarte bucuros că foștii angajați, care erau trup și suflet și ei pescari, au preluat acest brand. Super! Le dorim succes! Ozana, dacă vine vorba de rădăcini, uh, alegeți tu, te rog, trei domenii ale vieții tale și adă puțin rădăcinile aici. Ce vreau să spun este că uh, ce urmăresc cu întrebarea asta este că noi societatea așa cum o vedem acum, atitudinea ei față de rădăcini este de negare, de distrugere, de tăiere, de întrerupere legăturilor sau de cum spuneam mai devreme de aruncat cu roșii în rădăcini. Dar rădăcinile uneori este istoria noastră, alteori sunt părinții noștri, alteori sunt profesorii noștri, alteori sunt maestrii noștri. Și este ca și în cazul, în multe cazuri, în care niște bunici doresc să păstreze legătura cu nepotul, nepoata, dar dacă se poate sărind peste copii cu care evident nu se înțeleg fiind generații succesive, n nu există mare înțelegere între generațiile succesive, decât poate ca excepții. Și atunci, cel mai ușor este și de o parte și de alta, un fel de negare, un fel de întrerupere. Și acum, te rog, alege din viața ta trei domenii, trei direcții, unde rădăcinile sunt relevante în sensul discuției și spune-le despre ele. Și recunoștința pentru ele. Da, mă încadrez în cei care s-au distanțat de părinți și au zis ce voi bunici și străbuni, ce mă interesează de voi, eu, pa, mă duc la Londra și îmi văd de viața mea. Și îmi aduc aminte că au fost perioade, au fost per persoane care mi-au spus, Ozana, nu este bine, nu ți renega, zis, ce știi tu, ce ai, ei sunt cu treaba lor, eu sunt cu treaba mea. Și recunosc că de-abia, poate cu un an, în urmă, am înțeles care este importanța acestor rădăcini. De fapt, nu care e importanța, ci cât de importantă și revelatoare este înțelegerea, acceptarea și îmbrățișarea acestor rădăcini. În ce sens înțelegere și acceptare? A, o să explic. Relația cu mama este relația cu mama pământ. Este relația cu tot ce înseamnă materialul. Cu alte cuvinte. Noastră creație. Da, material, pur și simplu. Mașină, casă, pantofi, bani. Dacă ai probleme în relația cu mama, n-ai cum să ai banii pe care ți-i dorești, nici să stai în cap. Poți să muncești, să faci tu ce vrei, că nu ai cum să ai banii potriviți pe care ai putea să-i ai decât când îți armonizezi relația cu mama, indiferent că mama trăiește sau nu. Ce înseamnă să-ți armonizezi relația cu mama? Uh, nu să-ți iei iertare, nu să vorbești cu ea, nu să te duci să -o, să o pup și să o nu, nu, mai. niciuna din astea. E foarte greu când, când, relația cu unul din părinți este încordată sau nu e, nu e frumoasă, nu e ușoară, e foarte greu să faci oricare din astea și le faci chiar dacă cineva îți spune du-te și fă, o faci cu reținere, o faci cu încordare, o faci cu, cu nu o faci cu, cu disconfort, dar nu o faci cu naturalețe. În momentul în care lucrezi energetic la relația cu mama și îți transformi în tine, practic, înveți lecțiile pe care ai venit să le înveți aici, din relația cu mama, și îți transform ce, tot ce nu-ți mai servește, pe care ai moștenit din relația cu mama și sunt atât de multe, nu, nici măcar nu-ți dai seama cât de multe sunt, când le armonizezi, relația cu mama devine naturală. Îți, îți e drag să te duci să o iei în brațe, îți e drag să-i spui, mamă, îți mulțumesc, mamă, îți sunt recunoscătoare. Eu n-aș fi putut să fac lucrurile astea am scris scrisori. Mi-aduc aminte că i-am arătat Roxanei o scrisoare și i-am citit mamei în fața Roxanei, fiind Roxana lângă mine în Delta, acea scrisoare era plină de emoții, pentru că cineva mi-a spus scrie. Nu era, ideea nu era să scrii și să-i dai scrisoarea, ideea era să scrii pentru tine. Dar am citit, mi-am făcut curaj că era Roxana lângă mine, am citit și uh, i-am dat acea foaie de hârtie pe care o are și în ziua de astăzi. Uh, a însemnat o mică bucățică din armonizarea relației mele cu mama. A însemnat un plus. Dar plusul major l-am A fost un declanșator sau continuai un drum atunci? Eram, pe, eram în căutare. Nu știam ce caut, dar știam că viața mea nu era ok și vreau să fie... Vreau eu să fiu bine. Nu da, vreau altceva și nu știam ce. Altfel, exact cum spui. Și de-abia după ce mi-am lucrat efectiv relația cu mama conștiincios cu întrebări, cu răspunsuri și cu teme lucrate energetic, de-abia atunci s-a schimbat totul. Eu cu mama ne certam, dacă steam un sfert de oră, jumătate de oră era exclus să putem să stăm într-un loc, orice fel de loc ar fi fost, oricât de mulți oameni ar fi fost în jur, fără să nu ne scoatem ochii. Ori eu, o ia, săream... Ea, și de acolo, până de obicei ea, se supăra, se enerva și pleca, nu vreau să te mai văd niciodată, ești o scârboasă, ești, îh, mi-e rușine că ești fata mea. Cam așa era relația mea cu ea. După ce am schimbat în mine, avem o relație ok. Vin în România și stau la ea câteva zile și e ok. Dar dumneavoastră ca la acasă în timpul ăsta. Și stă și ea, da. Recunosc că n-aș alege acel loc pentru că na, e locul făcut după după preferințele ei, nu după preferințele mele. Dar când sunt cu ea împreună, suntem ok, putem să vorbim, putem să comunicăm, putem să facem lucruri și e normal. Nu este acea relație pe care ai descris-o tu la început. Deci asta este unul. Al doilea aspect este relația cu tata, care înseamnă relația cu Tatăl ceresc, cu divinitatea, cu Creatorul. Și iarăși Atâta timp cât relația ta nu este bună cu tata, n-ai cum să evoluezi maxim posibil. Poți să faci niște pași, dar de, de cele mai multe ori te chinui. Te chinui în evoluție și nu înțelegi de ce faci meditație sau faci rugăciuni sau faci mantre sau eu știu ce. Deci cumva și mama nu... se leagă de material de da. împliniri, de realizări da. și cumva relația cu tatăl se leagă de evoluția proprie, de partea da. mai spirituală să-i Exact. Așa. De partea spirituală, nu mai spirituală. Nu. Suntem da. spirituali și dacă stăm pe toaletă, da? da? Dar lumea vede spiritualitate numai dacă stau într-un deget în tibet sau dacă mă duc și, și șterpă jos în biserici, da? Și nu este doar atât. Nu e doar atât. E, Cheia acum, pe lângă faptul că înțelegi relația cu mama, îți vine cu teme de lucru ca să-ți rezolvi relația cu materialul, relația cu tata vine cu teme de lucru ca să-ți rezolvi, să rezolvi relația cu creatorul, divinitatea, evoluția. E, Interesant este că acum poți să le ai pe amândouă. Deci poți să fii și cu picioarele pe pământ și să și zbori în același timp. Asta la plantă se cheamă sade, știi? În care iei o parte dintr-un trunchi, o creangă să zic pe românește, și îi faci o gaură în pământ, astfel încât acea creangă să ajungă la o pânză freatică sau la o un soi de suficientă umezeală, umiditate, dar să aibă moțul, să aibă un capăt afară. Și atunci, din acea sadă, crești un copac. N-am știut. E, e ce spui. Uh, uh, ce vreau să te mai întreb? Ok. Jumătate din rădăcinile tale, fizic, ca manifestare, existență materială pe pământul ăsta, au plecat acum câteva zile. Cum simți asta? Îți lasă un gol, îți lasă o provocare, îți lasă. Ce-ți ce lasă? Uh, te întreb asta oameni mulți. Poate pe Ozana nu o cunoașteți. Acum ea a mai tot fost pe la Canal 33, nu neapărat în segmentul ăsta de audiență și de oră. Uh, Ozana este life coach. Uh, are un lung drum de evoluție ca antreprenor, ca și coach. Când zic coach, înțeleg unul care deja a mâncat atâta <coughs> încât deja îl recunoaște de la distanță și știe cum să-i învețe pe alții să evite situațiile alea. Sau, dacă sunt acolo, știe să-i scoată afară cu grație și să-i aducă pe o linie de plutire sau în, chiar în lumină în, în opus în fericire. Deci, din punctul ăsta de vedere, te întreb, da, ce faci acum? Ce Tatăl tău a plecat jumate din tine, din istoria ta, din rădăcinile tale au plecat acum. Ce a rămas acolo? Știi, pe de o parte este emoționant. E părintele tău. Pe de altă parte, nu este suferință și în niciun caz nu-mi lasă niciun gol. Pentru că eu mi-am umplut golul energetic înainte ca el să plece. Eu am făcut pace cu el, l-am iertat, i-am cerut iertare, mi-am învățat temele, mi-am lucrat temele, mi-am învățat lecțiile, am studiat foarte mult relația mea cu el și ce mi-a adus el mie sau ce am. Ce am avut eu de învățat din această relație. Nu că m am învățat să merg pe bicicletă sau așa, pur și simplu lecții spirituale, încât uh, înțeleg procesul, înțeleg că, de fapt, el nu a murit, așa spunem noi, dar, de fapt, s -a Sufletul s-a mutat, s -a mutat da? Sufletul lui de. a plecat. A plecat Sufletul lui din acest corp care era un corp mare. Gras, cu diverse bubencap. Păi, <laughs> foarte activ, foarte activ, și care a fost în stare să genereze bucurii în jurul lui. Exact. Că de asta, asta vroiam, pe mine mă lasă cu bucurie. Pe mine mă lasă, chiar și la mormântare, eu mi-am pus o eșarfă albă. Pentru că pentru mine tata înseamnă viață, înseamnă lumină, înseamnă bucurie. Eu cu asta rămân. Și știu. Sunt emoționată pentru că a plecat, nu de durere. Știu că. Adică acum, dacă ai mâna pe telefon și mai nimeriști acolo pe tata, n are rost să mai dai pe verde. Totuși, mi-a aprins o lumânare. Aprind o lumânare, dar el va rămâne în, în sufletul meu, în memoria mea, în amintirile mele, ca un om vesel care a iubit viața, care s-a bucurat de fiecare clipă care a ajutat mulți oameni, care a făcut multe lucruri recunoscătoare de cât am învățat de la el, de, de determinarea pe care am primit-o de la el. Rămân cu bucurie în suflet. Rămân cu plin. Cu toate că nu mai e. E sub centură asta ce te întreb acum. Este și o componentă de de liberare? O, oh, da. Da. Că la un moment dat o relație de genul ăsta poate fi apăsătoare, poate să fie uh, să te facă să te simți cumva obligat să și urmează liniuțe multe. Nu, cu tata nu m-am simțit niciodată o, o, mint. M-am simțit aproape toată viața până când am luat-o pe acest drum spiritual să îi demonstrez că pot și eu să fiu bună, că pot să fiu demnă de el, că pot să fiu... Uh, să mă ridic la nivelul așteptărilor lui și la, la, ceea ce a fost el, pentru că a fost un om care a realizat multe, a construit de la zero business-ul, a făcut a ajutat pe foarte multe lume, a fost mentor pentru mulți. Păi, dacă care pe de altă parte a pus tacheta undeva unde, sincer, puțin au putut să se cazele. Exact. Și pentru că ștacheta a fost sus, eu m-am simțit ani de zile, fără să-mi dau seama, datoare să ajung la această ștachetă. Tu te da. simți obligată să te duci tu acolo chiar dacă nu. Nu, da. că nu cred că era știacata, ștacheta pentru tine acolo. El a fost ce a fost. Eu sunt ce sunt. El era da. foarte competitiv. Tu. Și eu. Oh. Deci, competiția pentru mine aș. Așa aș, aș. da la o parte pe toți. ca Aș fi dat la o parte pe toți. O zână pe care am cunoscut-o eu era o tipă. Pe care am cunoscut-o. De aia zice că prima șansă să, ai, să faci prima... Cum? Șansa ta să faci prima impresie este una. Că după aceea nu mai este prima impresie, este altceva. Uh, deci, cum am cunoscut eu pe Ozană? O tipă ușor îngânfată, foarte plină de ea, extrem de volubilă. Începea să vorbească, nu mai termina niciodată. Uh, foarte organizată, uh, care avea tot felul de chestii în spate și așa mai departe. Uh, după aceea am cunoscut-o pe Ozana, cea care, de fapt, era în căutare. Și... La un moment dat, și-a găsit și calea să caute. Ozana, când ai început să faci aceste căutări, suntem duminică după liturghie, da? lumea merge la liturghie să găsească lucruri, să primească lucruri. Când te-ai apucat tu de căutare, ai început bulimic, aș putea spune, ai plecat pe un spectru destul de larg, care după aceea ți-a construit, ți-a cristalizat, ți-a creionat, dacă vrei, schițat o cărare și apoi drumul ți-a fost din ce în ce mai clar și din ce în ce mai evident. Și mai ușor. Primii pași la patinoar sunt un coșmar. Când dai cu fundul de gheață de te întreb care a crăpat de fapt acolo. După aceea devine din ce în ce mai ușor și devine chiar plăcut. Plin de descoperiri și de încântare găsești tovarăși care fac același drum ca tine și începi să le prietenii. prieteni. Vreau să te întreb, asta mă interesează personal ca teacher în școala misterelor. Ai pășit și, și în școala misterelor. Ce ai învățat acolo? Te-a ajutat să fii ceea ce care ești acum? Te-a ajutat cumva și să treci prin. Când noi zicem, nu mă las, că trecem și peste asta. Nu treci peste nimic, trecem prin toate. Dacă trecem peste ceva, înseamnă că am pierdut meciul. Ajutat, deci, învățătura școlii Misterelor în felul a influențat felul în care ai trecut prin toate acestea? Nu știu dacă există o corespondență directă între ce am făcut la Școala Misterelor și uh, abordarea, ta? abordarea mea legată de acest eveniment, mm -hmm. dar. Nu, și, și, și în viață, oricum a fost o chestie de turnură. De atunci a făcut multe lucruri și atunci, mie unul văzut din afară, nu știu dacă ați putea să zic, băi, aia-te, așa-te, așa, așa, așa. Păi asta vreau să-ți spun. Eu am făcut, după cum ai spus, foarte multe. Am făcut și Teta Healing, absolut toate nivelurile și am luat de la fiecare câte puțin. Și la Școala Misterelor am fost la terapia cu cristale. Am învățat să citesc viitorul sau trecutul unui om cu cristale și am învățat să fac și terapia cristalului. Terapia cristalului mi s-a părut un pic cam plictisitoare, deși oamenii au spus wow! Efectele sunt wow! Da. Dar la citirea viitorului, scrie acolo un rând în, în manualul de la Școala Misterelor, depinde de omul care realizează această sesiune. Întotdeauna e așa. Și eu m-am dus la câteva persoane care. Lucrau cu ele și cu care făceam, ne ajutam reciproc, și le-am oferit aceste sesiuni gratuite. Plus, la clienții pe care îi aveam atunci la programele BioBFree, la fel le-am le le oferit sesiunile gratuite de fan, așa, să mă distrez. Și a fost uluitor cum se construiau, în, cum vedeam pur și simplu, începeam să percep în, în sesiunea respectivă ca și scene din film în care vedeam tre trecutul sau viitorul în funcție de ce cerea fiecare și mergeam așa dintr-o scenă într-alta și puteam să interacționez, puteam să întreb și îmi venea mesajul. A fost o experiență fantastică, mai ales că absolut tot ce se întâmpla și ce spuneam și ce descriam și ce relatam avea sens pentru persoana pentru care făceam terapia. Și asta a fost o bucățică. După aceea, făcând toată etapa de, de, de steta healing, lucram cu cineva care eu mă duceam la respectiva persoană și când aveam eu provocări și o rugam să mă ajute. Și după aceea, fiind împreună în sesiune, începusem să văd și eu și să fac și eu. Și îmi spunea, la un moment dat mi-aduc aminte că văzusem, de exemplu, un sac pe care îl zice, el de acolo. Eu zic, cum adică eu să-l iau de acolo? Și l-am luat. Și s-a dus. Și mi-a zis, simt. Și după aceea, ușor, ușor, mi-a zis, poți și tu să faci. Și m am pins. după care, acum vine ea la mine când are o provocare, vine să o ajut să-i să rezolv. E, ideea de bază, că le pun pe amândouă împreună, mi-am descoperit, sau mi-am dezvoltat, mi-am descoperit un dar, sau mi-am dezvoltat un, un proces, prin care eu fac acum terapii, sesiuni de, nu știu cum să le numesc, de citire în aură și vindecare, transformare, energetică, conștientă. E, ce am luat de la școala mișterelor cu acel cristal, acum se întâmplă, dar fără să mai am nevoie de cristal. Pur și simplu, exact același lucru pot să fac. Conectându-mă în aura energetică a acelei persoane și pot să schimb și să transform și să-i explic și să. Și tot așa, filme, scene de film se fac, poate din viețile astea, poate din viețile anterioare. Interesant este că știu exact dacă e din viața asta, știu exact dacă e din viața anterioară, îmi vine exact lecția de, învă de învățat și îmi vine exact blocajul maxim pe care îl are persoana atunci. Și lucrez, atunci. Și lucre... ce lucrez, îl instant îl, îl dau la o parte. E, e fascinant. Nu știu cum am ajuns aici, dar fiecare ce-am făcut a pus câte o bucățică, câte o sămânță. Și te mai dus puțin pe care? Da, da, da. Uh, Credeți-mă, dacă am putea să-i dăm înregistrarea acestei emisiuni Orzanei de acum 5 ani... <laughs> Uh, mai multe lucruri s-ar putea întâmpla. Una dintre ele este că cineva a ieșit foarte faultat în spital sau chestii de astea. A doua este că un echipament electric, electronic sau de alt tip de redare ar fi călcat în picioare și așa mai departe. Pentru că pentru Ozana de acum 5 ani era absolut de neconceput ceea ce auziți voi acum. Ozana, tu ești, totuși, cam an. legătura cu Pământul, 20-20, Ozana, tu ești ca structură sau te-aș te, te fi putut defini ca structură. Logică. Uh, 100% logică, 100% organizată și... Ancorată uh, în pământ. Uh, cum? Cum sunt lucrurile astea? Adică, uh, cum să zic, cred că încă a mai rămas o bună parte din acea ozană în tine, în modul tău de, de manifestare. Cum faci să nu iei razna acea ozană organizată și uh, logică și așa mai departe? În timp ce experimentezi, pur și simplu, că le faci pe pielea ta și a pacienților și ai confirmat. Nu știu, cum, cum se întâmplă? Cum faci asta? Structura pe care eu am și în mine se vede și în sesiuni, să știi. Deci eu fac o scenă, din scena asta mi se relefează o altă scenă, și din o altă scenă, ca să pot să. Aici de-abia de găsesc blocajul, da? și aici fac rădăcina, scot rădăcina, apropo de rădăcini. Dar după aceea adică mă întorc. Rădăcina în de chestie neplăcută, de neplăcută sau ne da. Ne trebuie da, 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 da. Rădăcina multor rele sau multor nereușite sau multor suferințe din persoana respectivă, da. Dar după aceea, cu structura mea logică, mă întorc în, în scena de din, dinainte și văd și acolo ce mai am de scos, de rezolvat, după care mă întorc în, 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 înapoi. Deci, practic, eu am o logică, un, un drum de mers și un drum de întors astfel încât să mă asigur că s-a adus tot ce era de curățat din această scenă de filmă pe acea situație sau pe acea sesiune. Și atunci tu faci curățarea energetică în modul în care tu simți să-l faci acolo, da? Da, da, da. Bun. Dar tu... vreau să-ți mai răspund într-un fel. Controlul. Adică că vrei fact... să fii în control sau nu te străduiești nici la afară să mai fii în control? nu mai există control. Am acceptat Adică ești ideea. incontrolabilă. Dragii mei, când vedeți... Ce număr e la mai... Când aveți spozare, Ce, ce vrei să spui cu asta? Am acceptat ideea că oricum nu poți să controlezi nimic, nici tu nu poți să controlezi. Poate 1% din viața ta, ta pe care poți să o controlezi. Da, am fost. Și Deci acolo... Pe, acolo a fost examenul meu de control. Te duci să iei un avion, da? Ok, acolo se întâmplă tot felul de lucruri. Om, după care spune că nu mai pleacă avionul Om, după care spune că e, de, avionul va pleca, dar tu nu ești pe listă. ai toate leacăștea și așa mai departe, deci cel mai acut, prezent, apăsător bombardant nu, nu mai găsesc așa sentiment de lipsă de control l-am trăit în India. Probabil că ți-a venit experiența aia ca să dai și tu drumul la control. Experiența aia? Cât am stat acolo, a fost o experiență continuă și nu că, adică, nu prea ai nicio opțiune să mai ai vreun pic de control, că nu-l ai. Oricum nu-l ai. Oricum nu-l ai. Ideea e că oricum nu-l ai. Tu doar crezi că-l ai, dar nu-l ai. În, și nici aici în România și nici la Londra, da? Și nici într-o... În, în, în nici cum ai poate unul asta control în viața ta. E. Ideea este că eu vroiam ăia 99% pe care noi aveam, să i aveam să-i și mă chinuiam. Și toată lumea care vrea control se chinuie. Am înțeles lucrul ăsta. Adică mergi cum ar fi ca peștele la curbat în apă. Da. Am acceptat că viața e mult mai bună, e e, e, e colosală, e minunată, când nu mai cauți acest control. Am lucrat cu mine ca să pot să-l dau la o parte. Înseamnă renunțare la ambiții? Nu, nicicum. Doar renunțare la control. Și atunci cum Dumnezeu și poți să vrei să cu ajungi într-un punct. Dacă tu știi că de fapt nu prea poți să controlezi cum ajungi acolo, dacă știi în ce fel. Exact! Tu stabilești punctul în care vrei să ajungi, și dacă are sens pentru, doar dacă are sens pentru tine, punctul ăla, ajungi în modul cel mai potrivit pentru tine. Și știi asta? Dacă nu are sens pentru tine, punctul ăla, oricum nu ajungi. dar ți se dă un alt punct care are sens pentru tine, și la care ajungi cu grație, bucurie și ușurință. Și viața se simplifică și e minunată. Care e relația cu partenerul tău? Foarte bună. E, n -am, în primul rând, n-am crezut că pot să fiu cu un astfel de om cu care este el, că e foarte diferit față de ce aveam înainte, dar după True Love, programul de, de pe Beauty Free, am rezolvat chestia cu relațiile. Și ce cel mai frumos este că înțelegem lumea cumva cam la avem aceeași înțelegere și perspectivă a lumii acum, aproximativ. Amândoi căutăm evoluția. Amândoi vrem să, să fim cât, să ajungem cât mai departe în, în procesul ăsta de, de transformare. Și amândoi trăim foarte conștient. Adică ori, ori de câte ori există o problemă, ceva care nu ne place. Provocare. Îi zic problemă. Știi ce? Că toată lumea zice provocă. Bă, nene, e o problemă. Asta, da. Ai, ai o problemă. Că nu mai pornește mașina. Că ți-a furat ceva din... Ți-a spart mașina și ți-a furat... E o problemă, nu e o provocare, dă-o încolo. Dar te uiți la ea, ok, ce am de învățat de aici? De ce mi s-a întâmplat acest lucru? Ce a vrut Universul să-mi dea prin această experiență? Da, multe sunt cadouri. Și sunt, toate sunt, toate sunt cadouri. Doar că ai nevoie să le poți vedea ca și cadou. Și atunci noi, fiind doi care ne uităm la aceeași experiență, cu bagaje diferite de ce avem fiecare și cu viziuni diferite, Na, fiecare a trăit cum a trăit unul din Londra, unul din România, ne uităm din două unghiuri total diferite la aceeași chestie și ne ajutăm unul pe altul să identificăm lecțiile de viață, temele de lucru și ce avem de, de transformat în noi. Este absolut minunat când ai pe cineva lângă tine care îți deslușește altfel un eveniment. Bun, care dintre voi are mai dezdreptate, să zic așa? E greu de spus. Amândoi, întotdeauna amândoi avem dreptate. Doar că el are dreptate din perspectiva lui, eu am dreptate din perspectiva mea. Există niște microconflicte care se nasc din asta? Există, foarte bine l ai spus, microconflicte. Inițial, aveam, acum doi ani când am, am început să fim împreună, conflictele eram, aveam din câteva puncte de vedere, eram la poluri opuse, efectiv la poluri opuse. E, acum polurile astea s-au apropiat foarte mult. Nu sunt chiar dar sunt suficient de apropiate încât acum să fie doar un microconflict pe care îl rezolvăm foarte ușor, discutând despre el, onest, cinstit, amândoi, cu toate cărțile pe față. În lăsarea de nu conflict. Nu mai e conflict, da. Este doar o discuție din care scoatem ceva ce avem de transformat. Bio Free este un proiect pe care l-am urmărit uh... Roxana și, și la tine, care ai pus rădăcini. Și la care, da, am pus rădăcini, și la un moment dat, parcă am și, am și prezentat într-unul din da. ele. Uh, și, sincer, nu i-am dat foarte mult credit la început. Dar uh, pot să mă uit acum la evoluția ta, odată cu el, și la ce a însemnat pentru alți oameni. Ce înseamnă bifri pentru tine? Eu mi-am dat seama acum vreun an de zile, de fapt, be you be Free nu îl făcusem pentru participanți și nici pentru speaker, deși erau sute de oameni în sală de fiecare dată, îl făcusem pentru mine. Pentru că eu aveam nevoie de acea experiență, de acele înțelegeri, de acele discuții contradictorii cu speakerii, cu participanți, cu echipă, cu etică, ca să pot eu să evoluez. Deci pentru mine, acum, înseamnă mișcarea prin care se trezesc sufletele românilor. Se trezesc la alte perspective, la viața cu adevărat frumoasă și împlinită. Este platforma prin care oamenii pot să înțeleagă și mai mult decât atât să transforme ce au fiecare de transformat, ca să ajungă și ei să se bucure de fiecare clipă. Și avem acum peste 20 de programe făcute online și chiar vreau să fac anul ăsta și un BUB Free, Be you Be Free Energie pe care l-am tot amânat de, dinainte de, de pandemie, mă rog, când a venit pandemia, n-am mai putut să livrăm. Este un eveniment de fan, de distracție, de dans, de îmbrățișări, de stări, de trăiri, de, de transformări. dă să seama că unii e pierdut din start, când sunt îmbrățișări, e din ce cu bapii amătiați, vă prezentăm cam a... unii, unii, se sperie. Știi că unii, unii oameni se sperie, de unii îmbrățișări. De unii, așteaptă. oameni se sperie să se uite în ochii celuilalt. Da? Știu. E... Și este, este dureros să trăiești o viață așa că de fapt tu nu vrei să te uiți în ochii tăi. De fapt tu nu vrei să te uiți în oglindă. Tu nu vrei să te uiți în sufletul tău. Fiecare uh, alege. Și la cum e. un moment dat e, ești, cum ai murit de mult, dar nu te-ai prins. Partea bună este că atâta vreme cât suntem încă în viață și respirăm, putem să facem lucruri, vă rog, nu uitați asta, când vă e rău, mai respirați odată. Și amintiți-vă că puteți să faceți lucruri. Când va fi energiul lui... Vreau să-l fac diferit? pe 1-2 aprilie. 1-2 aprilie, de 1 aprilie? E păi păcăleala. Nu e păcăleala. E, e păcăleala iluziilor pe care tu le trăiești. Te-ai scos. Deci pe 1-2 aprilie. Da. da. Păi pe 1-2 martie este prima inițiere în Școala Misterilor, ținută de un ghid român. Român. Da, Roxana. Și iată pe 1-2 aprilie este acest BB Free Energy, bravo. Da, dar până atunci mai avem programele cu armonizarea cu mama și cu tata, care. Nimeni nu vorbește de ele pentru că este atât de fină lecția și ai nevoie de o, de o conectare tu cu tine, atât de bine ancorată, puternică, ca să poți să-i ghidezi pe ceilalți, încât nu mai, nu mai există pe piață, nu, nu mai face nimeni astfel de proiect programe, pentru că e foarte adânc. Noi asta le facem cu călătoria. Și călătoria o știi pentru că ai fost acolo. Da. Nu, e altceva, e, e, alt e flavor. Altce, da, și e altceva. Ce, ce, e bun sau eficient pentru unul nu înseamnă că este da, pentru da. um, ok, și acum continuăm. Continuăm. Um, știu că ai scris o carte. Am ce scris carte? o carte. Și ce conține a cartea? Că mi-ai mai Roxana, uite ce carte a scris Ozana de Ona. Am apucat să mult. Da, a devenit bestseller pe Amazon la două zile după ce am publicat-o. Ce înseamnă bestseller după capul lor? Bestseller, numărul cel mai mare de vânzări în perioada respectivă. A, deci au o normă de număr, ai trecut de numărul la de vânzări, ai uh, eticheta în, în de categoria, cumva. În categoria în care ești tu listat, ești în top 10. Rău, A, noi am fost 1 care... și 3. Da, ok. Două da, este trebuie, că nu poți să zici. Un adică, ca sens. număr de bucăți de vânzute. Uh -huh. da. uh, este iluzia libertății și uh, puterea uh, Infinită, puterea inimaginabilă, puterea ascunsă, puterea uh, necontrolabilă, puterea de care nu știi. Și titlul care e, că mai, mai uh, Asta e, 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 Asta e subtitlu. <laughs> nu, am povestit eu despre carte, pardon. Uh, iluzia, libertății iluzia libertății și uh, puterea infinită. Ok. Și aici are vreo legătură cu controlul de care povesteam mai da. Da. Iluzia libertății se referă la faptul că tu crezi că ești liber, că poți să ieși din casă, poți să-ți cumperi de mâncare, poți să duci în vacanță, poți să-ți iei o mașină, o casă, un nu știu ce. Dar de fapt, prin carte, înțelegi că în spatele fiecarei situații în care tu te regăsești o și lung care... Și de dependență. Da. Care nu este ok, există ceva care te duce în acea uh, situație și, de fapt, acele ceva te țin prizonier în viața ta. Iar partea a doua... Fii încearcă să mergi cu mașina dacă nu ai o benzinărie pe aproape. Da. Sau încearcă să te duci să... Tu, orășanule, care poate n-ai grădină neapărat la îndemână, da? încearcă să te duci să mănânci ceva dacă au închis toate supermarketurile. Eu aș spune o altfel în termen de rădăcini. Ascult. Tu vezi copacul de deasupra pământului, da? Vezi okay. tulpina, vezi frunzele, vezi crengile, că uh, nu vezi rădăcinile. Tai rădăcinile la copac. Ce se întâmplă cu copacul? Va înceta să există într-o vreme. Deci, rădăcinile sunt baza existenței copacului și nu le vezi. Da. E, cam același lucru se întâmplă în viața noastră. Rădăcinile ascunse sunt în subconștientul nostru. Nu le vezi nu le percepi, nu le bagi în seamă, nu le, bagi nu le, dai, în seamă, atenție. Nu le dai atenție, dar ele există și îți controlează viața. Iar în carte încep să înțelegi cum aceste rădăcini îți dictează o viață pe care nu vrei să o trăiești și înțelegi că poți să și le schimbi și înțelegi și cum să să schimbi. Auzi, știi, Ron, Ron, leul nou, nu? A, da. E New Montana în Sinaia, New nu știu ce, adică toate erau new după Revoluție, toate erau new, nimeni nu vrea să mai știe de niciun fel de rădăcină, toți erau noi și shiny și dacă au fost securiști au uitat cu totul. Mă rog, o amnezie selectivă. Așa că, New Ozana. Cum ar fi o lumea mea? N-ar fi plictisitoare tot cu oameni de ăștia, nepresați de de construcții de-astea egocentrice și de control și de... Cum ar fi o, o lume, o o nouă? O lume nouă? O lume fără... O, o lume cu, doar cu oameni care să nu mai aibă presiunea controlului. Nici să exercite controlul, nici să, să se teamă de control. Ar fi o lume... Absolut firească, normală și frumoasă. Pentru în tibet, care să fiecare, care, pentru noi, în care fiecare om ar face ce-i place, și prin munca pe care o face, care îi place, dăruiește ceva comunității, oamenilor, omenirii, familiei, celor din jur. Și fiecare și-ar și -ar alege să facă acele lucruri care îi plac, și-ar aduce valoare, fiecare în felul lui ar fi o lume absolut minunată. Și eu știu, eu știu, că vom ajunge acolo și noi o vom trăi. În școala misterelor, noi spunem că participăm la construirea șambalei, aducerea șambalei al raiului, dacă vrei, într-un într, -un, într -un fel de a spune, pe pământ. Da? Și de aici, e un producător de mobilă care aici suntem cu toții diferiți, din fericire. Da? Deci, Bine că sunteți voi, bine că sunt școala de bine că e Brandon cu călătoria, bine că sunt cei cu Teta Healing, bine că sunt cei cu... Voi vă știți cu ce mai sunteți. <coughs> Pentru că fiecare... Cred că punctul de intrare diferă. Pentru că centrul este același. Ce centrul până la urmă este același, da? Să schimbi în tine. Să înțelegi că lumea din exteriorul tău este de fapt o, re o reflexie a lumii din interiorul tău. Și apropo de rădăcini, iarăși, fiecare din noi, ne-am născut în România, avem rădăcini românești, de care nu suntem conștienți pentru că sunt atât de prezente în viața noastră, încât nu. ni se pare, nu, 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 se, ni se pare este normal. normal. Este normal, dar nu ni se pare natural și firesc. Uh, ni se, ni se par, natural da, și ni se par naturale, ni se par firesc, ni, ni se par că așa sunt, dar de fapt rădăcinile alea sunt niște rădăcini false. Sunt niște, moșteniri nu, sunt niște false. rădăcini foarte concrete, dar pe care trebuie cumva să le alchimizăm și să da. le aducem la ce spune tu. Fii atentă, mai sunt 30 de secunde, din care 15 secunde, suntem încă la început de an, 15 secunde, te rog, spune oamenilor care se mai uită la ora asta la noi, duminică după amiaza, după liturgie, înainte de un somn, de un grătar, de o discuție cu prietenii, spune ceva pentru un anul acesta. 15 secunde. Vă doresc un an cu multe conștientizări cu o evoluție după cum este cel mai potrivit pentru binele suprem al fiecăruia, cu transformările în acord cu planul divin. Cred că am învățat-o acasă asta. Mulțumesc frumos, <laughs> Suzana Giușcă. Încă o dată, toată considerația pentru, pentru tatăl tău și pentru ce a reușit să facă sau să determine în, în tine. Uh, oameni buni, mulțumesc că v-ați uitat la noi! Unele lucruri poate le-ați știut, altele nu, dar acum le știți și nu puteți să spuneți că nu le știți, așa că vă rog frumos, apucați-vă dacă e nevoie, mai uitați-vă o dată la emisiune, după aceea căutați și veți ști voi cel mai bine cum e. Vă mulțumesc, ne vedem peste o săptămână. Ozana, îți doresc un an minunat și o viață pe măsură, succes în proiectele tale. Mulțumesc producătorului emisiunii, de acum formal, Roxana Ioana Gaborilescu și sponsorului emisiunii, o să vă zic când o să fie activ acest contract. Și uh, vă doresc toate cele bune. Mulțumesc colegilor din Regie. La revedere! <fixi>